lor. Televizoare transparente sau care se confundă cu tablourile. Vorbim despre ultimele inovații pentru sufragerie, inovații care sunt accesibile pentru cei cu dare de mână însă. Ce înseamnă next level, nivelul următor în materie de televizoare și proiectoare? Vedem chiar acum. Anilor 30, 1930, se lansa la IFA, la Berlin, un sistem de televizor cu tub catodic. În 2017, trebuie să ne întrebăm care dintre aceste tablouri este de fapt un televizor. În loc de display-ul negru, ecranul lui Samsung Frame TV se transformă atunci când este în standby într-o operă de artă. Utilizatorii pot alege dintr-o galerie virtuală de peste 100 de imagini care redau piese de artă celebre sau peisaje din natură. Televizorul viitorului ar putea să fie însă transparent. Panasonic a creat un asemenea prototip de televizor OLED cu rezoluție 4K. Conceptul de cinema în propria casă se schimbă dramatic dacă ne orientăm spre ultimele generații de proiectoare laser. Un proiector cu 5000 de lumeni cu 4K este gândit să funcționeze până la 24 de ore din 24, deci dacă vrei să-l folosești în continuu, îl poți folosi în continuu. Proiectorul are o distanță de proiecție între 3 metri și 8-10 metri. Prețul acestui proiector se învârte în jurul sumei de 8.000 de euro. Dacă nu aveți un perete liber pentru o proiecție ca la cinema, o ușă de balcon e suficientă pentru un alt proiector high-tech. Se poate pe orice suport de sticlă pe care se pune o folie specială de proiecție. Imaginea este perfectă, se poate regla din proiector. Proiectorul are lentile interschimbabile, deci poți să proiectezi de la 1 metru până la 37 de metri. Ideea e să știi clar ce vrei. Dacă vrei să proiectezi pe ușa balconului tău sau pe ușa balconului de la vecinii din blocul de vis-a-vis. Atenție mare așadar la ce filme ați rula pe așa ceva.